Doi gorjeni au fost pe punctul de a transporta ilegal numai puțin de 12 migranți care intenționau să ajungă fraudulos în Anglia. Pasagerii clandestini s-au ascuns în remorcile camioanelor în timp ce autovehiculele staționau într-o parcare de la graniță. Din fericire, șoferii gorjeni și-au dat seama de prezența migranților înainte de a pleca la drum. Cei doi bărbați din Târgu Jiu opriseră camioanele în parcarea de la granița dintre Luxemburg și Belgia. După ce au fost descoperiți, migranții s-au îndreptat către alte camioane staționate în parcarea respectivă. Unul dintre șoferii spune că de un an face transporturi către și dinspre Anglia, dar este pentru prima dată când are parte de o astfel de surpriză.